Salutare barosanilor și bine v-am găsit la probabil ultimul episod de Planeta Abandonată sau penultimul, pentru că mai am o idee. Ei bine, astăzi, fără doar și poate, o să batem 100% dragonul. Suntem extrem de pregătiți aici cu enchanturi, cu Potion of Slow Falling, cu mere, cu capul ăsta care e extrem de folositor, o să vedeți voi de ce. Practic avem tot ce ne trebuie, tot ceea ce ne lipsea pe episodul anterior când am încercat să bat dragonul. Și aș mai vrea să fac încă un episod cu Planeta Abandonată când efectiv o distrug, distrug tot ce e pe aici cu TNT-uri. Probabil o să pregătesc pe live totul și când explodăm aș vrea să bubuie pur și simplu tot, să nu mai rămână nimic. Probabil voi avea nevoie și de ajutorul câtorva abonați, dar vedem. Și foarte important, înainte de a începe, nu uitați să vă abonați și pe canalul Ratonașii, care este primul link din descriere. Acolo postez deja și am și postat Minecraft și Roblox împreună cu Lavinia. Este un canal de cuplu, iar al doilea link din descriere este canalul Nocivanu, unde de luni până vineri la ora 7 seara ne vedem live, filmăm împreună, ne jucăm toate nebuniile și cam asta este. Apropo, nu trebuie să vă supărați că se termină seria asta, pentru că am pregătit multe, multe alte serii foarte interesante. Știu că e o serie faină, până și mie îmi place extrem de mult, dar cât să fă, n-ai cât să fă, totul are un final până la urma urmei. Înainte de a pleca, avem nevoie de un stack de dirt, foarte important, așa că îl vom lua de pe aici. Dacă nu avem un stack de dirt, e ca și cum nu avem nimic. O să vedeți voi de ce este atât de important când vom merge să batem le dragonei. Și apropo, o să fie prima dată când o să reușesc și eu să bat dragonul, asta dacă o să și reușim. Doamne ajută, țineți-mi pumnii. Sper să nu fie Minecraft-ul prea tare, că pare un pic tare, dar aia e. Oricum eu vorbesc tare, deci nu cred că se aude Minecraft-ul peste mine. Bam, 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 frumos. Și trebuie să avem un stack de dirt. Măcar un stack la noi, deși poate ne-ar trebui chiar mai mult. Astea nu ne trebuie, nu ne trebuie, nu ne trebuie, nu ne trebuie, nu ne trebuie. Băi, nu mi le mai da înapoi, n-auzi? Așa, ăla-i, nu mai trebuie nici ăla, nici ăsta, nici ăsta. No, acușica, suntem pregătiți, vreau să mai-mi iau rămas bun, că, na, cine știe ce se întâmplă. De la cuțu, de la pisi și papagalul, nu știu pe unde îi, l-am văzut parcă și pe ăla, da, uite-l acolo. Papa căluții, papa pandaline. Și dacă am uitat cumva să salut pe cineva, îmi pare rău. O să revin oricum, dar merg spre bătaia finală. Ca idee, acest pumpkin ne va proteja de Enderman când ajungem în End. Adică nu vom mai avea nevoie de găleată cu apă, pentru că dacă avem dovleacul pe cap, ghici ce, nu mai avem nicio problemă. Dar marea problemă o să fie că nu vom vedea chiar atât de bine. Până la urma urmei vrem să batem dragonul, nu să vedem cine știe ce. Sunt foarte emoționat, cred că și voi. Ăsta e un episod care zic eu că merită like-ul vostru. Sper să nu dau fail, să pic de exemplu acum din așa greșeală să mă duc naiba în lavă sau ceva. La ce emoție am, n-ar fi exclus. Foarte important, nu trebuie să sărim. Am mai făcut greșeala asta și am murit direct. Nu știam că dacă sari în End Portal, te duci naiba. Mamă, cum am zis acolo, End Portal. Ei, Nocivane, ce ai pățit? Hopa! No, aici trebuie să cam mergem. Așa! Au! Mi-am rupt un pic spinarea. Perfect, luăm ăsta înapoi cu noi. Hopa, avem una donation de la XRR Gaming. Mulțumim pentru 9,99 RON. Ca idee, v-am spus, eu sunt și live în timp ce filmez episoadele, așa că mulțumim XRR Gaming. Mă, eu zic că sunt gata. În 3, 2, 1, nu, stai un pic. Acum let's go. Aș putea arunca ăsta și așa, bun, hai. Suntem gata? Acum zic eu că suntem gata, ne trebuie să dăm un Potion of Slow Falling. Ca atunci când ne aruncă dragonul să nu ne ducem naiba. No, bun, eu chiar sunt gata acum. De aici trebuie să mergem așa repede. Să sperăm că nu ne dă dragonul una. Let's go. În acest moment endermenii n-ar trebui să aibă treabă cu noi.
Bam, bam, bam. Perfect, funcționează. Funcționează, băgăm un măr. Cabarosani. Și acum nu mai văd absolut nimic. Mai aveam încă două de distrus. Alea două sunt, ba nu, trei. Cred că trei mai am. Nu știu dacă ajung până sus. Let's go, let's go, let's go. Ăsta e momentul. Dacă îmi dă una dragonul, măcar nu pic foarte nașpa. Sunteți gata? Oh my god. Cred că o tras după noi, da, o tras. Da, am avut bulan. Așa, și aici acum de aici trebuie să-i dau una. Ok. Nu! Vedeți? Tocmai la asta mă ajută falling-ul, să nu mor naiba. Să nu mă duc aiurea. Let's go! Nu! Mama, am distrus aia dintr-o lovitură așa simplu. Let's go! Oh! Dă după mine! Help me! Ok. Vedeți acolo unde trebuie să ajungem? Mă, nu știu cum mai ajungem acolo, nu știu dacă ne mai ajung astea. Aș mai băga un măr. Să mai am încă două inimioare în plus. Ne ajunge? A, da, ne ajunge, perfect. Oh, învăța nocivanul să nu-și mai ia damage. Și acum le putem arunca, frumos. Gata, mai are? Nu cred că mai are. Bine, Barosane. No, hai, fratele meu. Ok, i-am dat una bucată. Acum ne putem pune în spatele lui și să-i dăm lovituri de la baștane. Cred că batem dragonul mai simplu decât credeam. Oh, oh, au, 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 au. Încă 7 ron 50 de la XRR Gaming. Mersi, Barosane. Pentru tine bat dragonul. Iar stăm acolo? Bă, de ce nu-l polovi? What the hell? A, nu poți să lovești când e jos, cred. Mamă, dar scoate un zgomot. Nu știu cum neaba să-l lovesc. Că nu merge. Se mai și întoarce. Bă, dar nu cumva n-ajung eu? Oh my god, s-o bugui, ce naiba o pățit? Au, 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 uai, ai, ai, cât m-a aruncat. Oh, bine. Oh, profesionist. Au. Fost lag acolo un pic. Nu prea vezi din cauza la prostia asta de pumpkin. Hai, mă. Hai, mă! Au, 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 au! Ok. Hai, mă, frate, îl mai nimerez și eu. Fiți ardovliacu să-ți fie. Hai, mă, odată! Bă, dar nu-l mai lovesc deloc. Acum vine jos. Oh, bine, bine, bine. Gata, acum se pune jos. Nu știu unde trebuie să lovesc exact. Au. Până asta se rotește în continuu, mă. Nu merge să lovesc în corp. Nu înțeleg exact. A, gata. Aici. Bine, 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 bine. Let's go. Mamă, mamă, uite câtă viață mai are numai. Ok. De-aia să jucăm un pic și așa, să vedem. E riscant. Să-l mai și vedem puțin. Ok. Dar Endermanii, dacă nu mă uit la ei, mai au treabă cu mine. Mau, ce mă disperă. Hai că, deci trebuie să anticipezi unde merge. Uite-l, bă, cum a zburat aia. Ok. Aproape. Come on, bro. Acum trebuie să-l imer... Bă.
Oh, și avem 5 round de la Izzy Constantin. Mersi, Barosane. Ia stai să încercăm să-l așteptăm. Au. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. Bă, ce bucăți prindem. Oro se întoarce. Nu mai ajung. Ok. O plecat de aici. Hai să-l mai nimerim dacă mai putem. Bă, da, trebuie să dau mai sus un pic. Oh, bine. Nu! Au, două una după alta. A, așa treia era bună. Au! Oh, let's go! Bă, da, uite mă că nu, nici nu-mi trebuie, mă, că cu Endermanii... Au! Cu Endermanii n-am problemă. Bă, gata, mă, chill! Chill, bro! Mamă, e plin numai de bombele lui. Oh, bine! Oh! Au. A început să dea Enderman în mine, mă? Sau care-i fata? Băi, Endermanii n-au treabă cu mine. Din cauza că am avut atâta pumpkin-ul pe cap. Normal trebuia să-i speriu cu apă, dar nu mai fost nevoie, uite. Au. Nu, gata, chill. Oho. Au, e gata, am atacat ăștia, n-am ce face. Leave me alone. Mamă. Bă, mi-am cam dus naiba. Bă, și acum dau ăștia în continuu în mine, mă. Hai că mai are un pic dragonul, ce naiba. Hai, puțin mai trebuie numai. Au, nu. Mamă, m-am dus pe ciocan. Hai, mă. Bine, mă. Bine, bossule. Cine campionul? Nocif campion. Mamă, ce level fac aici? Are you cray? Deci aveam level 1. Sau cât aveam? Direct 54. Mamă. Gata, mă, s-o calmat ăștia? Și cum naiba iau eu ăsta? Nu, i-am dat una unde s-o dus. Bă, unde-i, bă? A, uite-l, what? A, cred că știu cum îl iau, gata. Cred că așa. Nu? Bam. A, gata, mă, că l-am luat. Dragon Egg. Mă duc înapoi pe lumea mea. Țiapă. Bă, acum vă bat pe toți. Hai, mă, să o dăm parte-n parte, mă. Care o dăm, mă, cu mine, mă? Hai, mă, Endermanilor, mă. Haideți, mă, care mai vrea, mă? Ugă-mi eu și piciorul. Na, de aici. Cât tupeu pe voi, mă. Hai, mă, care mai vrea să o dea, mă? Hai, mă, dați-o, mă, cu mine, mă. Gata, am glumit. Mă duc înapoi. Uhu! Let's go. Și mai ce am... A, arată numai gata jocul? Nu cred că trebuia să mă bag în ăsta, nu? Am pierdut tot, gata, rip. Java Edition, I see the player you mean. Nici n-am intrat niciodată în portalul ăsta, sincer. Nociv YT? Yes, take care, it has reached a higher level now. Izzy Constantin. Cineva s-a dat drept mine și te-a injurat. Știu, Izzy Constantin, mi-a dat seama, dar n-ai ce să faci aia, e? I like this player, it played well, it did not give up. It is reading our thoughts as... Hai mă, lasă-mă cu vrăjeala. That is how it chooses to imagine many things when it is deep in the dream of a game. Words make a wonderful interface, very flexible and less terrifying than staring at the reality behind the screen. They used to hear voices before players could read. Back in the days when... Hai mă, lasă-mă. Ah, puteam să dau doar escape, atâta.
era ușor. Nu știu de ce m-am chinuit atât de mult, era super ușor. Da. Bun, păi în episodul următor m-am gândit eu să distrugem cumva lumea asta sau cât mai mult putem noi din ea. Nu știu exact cum voi pune TNT-urile, dar cred că voi avea nevoie de vreo 2 abonați așa, 2 abonați în care să am încredere. Și împreună cu ei vom pune probabil TNT-urile și când suntem relativ aproape de a termina, probabil începem episodul și o să vă arăt, sau nu știu, poate chiar începem direct așa, blană. Uite acolo un sătian. O să-mi fie dor de planeta abandonată, de ce să vă mint, dar chiar am făcut cam tot ce se putea face. Așa că eu zic că nu trebuie să lungim prea mult o serie, am și bătut dragonul pentru prima dată în istorie și acum chiar înțeleg cum trebuie bătut, înțeleg scriptul și mă bucur de chestia asta. Se pare că planeta abandonată mi-a oferit oportunitatea să termin și să bat dragonul. Să-mi spuneți acolo în secțiunea de comentarii cât de mult v-a plăcut această serie și cât de mult așteptați ultimul episod practic în care distrugem tot. Și bineînțeles că ne vom muta pe alte serii, poate mai faine, de fapt nu poate, sigur mai faine, vă promite Neocivanu Barosanu. Vă salut cu respect, nu uitați de like, share, subscribe, să vă abonați și pe primele două linkuri din descriere. Toate cele bune, pa, pa!